cafeluțele dumneavoastră. Le-am adus fără farfuriuțe care le-am folosit la muștar, la mici și la... Aia noroc. Ia loc. Cine e Gianni Orlando și cu ce se ocupă el? Deci, Gianni Orlando... Da, nu e nevoie. E ok. Da, el înregistrează. Da, da. Deci, Gianni Orlando este un băiat care... Acum s-a prins cocoșul la... E bun. Gianni e... Dar ce... Că până la urmă vă întreb eu pe dumneavoastră. Ce treacu, la ce l-a dus pe el capul să facă de... Să facă așa rău ca să-l investigați băiat? Că el, vă spun, el e prost, domne. Ce să mai o dau pe ocolite? El dacă a făcut ceva, a făcut un rău, dar fără să-și dea seama. Asta rămâne de văzut. Dom'le, e prost, ce dracu, deci de-aia o să vedeți, vă convinge singur când o să vorbiți cu el. Și Dorel? Dorel e tâmpit. Da, păi de-aia se și înțelege ei așa, că e prostul cu tâmpitul, vă dați seama. Bine, se mai și ceartă așa din când în când, dar în cele mai multe cazuri așa, se înțelege. Se... ce să... Vă mai dau o bere? Nu. Haideți că e din partea acasă, îi plătesc, eu fac. Nu, e în regulă. În ultima vreme, ai observat ceva neobișnuit la ei? Domnul Heblea, neobișnuit, nu știu ce să... Adică, nu știu ce vreți să ziceți, că e neobișnuit, face în fiecare zi câte ceva. Adică, ia gândiți-vă așa, cum se întâlnește prostul cu tâmpitul, ce iese? Păi, ce dracu? Păi, eu am zile așa în care stau și iau pe ei când vorbește și eu nu înțeleg cum le funcționează creierul, pe cuvântul meu, din ce e făcut, de ce e... Tot timpul vrea să facă ce alții nu vrea să facă și îi crede că așa trebuie să facă. Deci e altceva. Eu vă spun că dacă a greșit cu ceva, a greșit din neștiință, nu că mai ales fratele meu. Păi fratele meu e și nebun. Am acte, vă arăt actele luate de la Sabina Bolașe de la spital. El ia pastile, ce dracu. Da? Da, bine, nu mai ia. Dar era bine dacă continua tratamentul ăla, că... ce să... Da, am înțeles. Se pretează amândoi. Da. Uite cum stă treaba. Băieții ăștia doi, un prost și un tâmpit, cum le-ai spus dumneata mai devreme, sunt noii proprietari ai firmelor S.C. Marian Construct România și S.C. Marius Construct România, ambele cu sediu în Slobozia. Cine, domne, ce dracu vorbim aici? Domne, în acte așa figurează. Firmele au aparținut fraților Marius și Marian Contachinte, care în 2015 au câștigat proiectul de realizare a șoselei de centură a orașului Urziceni. Bravo! Păi da. Și tot în 2015 au câștigat și proiectul de construcție a șoselei de centură a orașului Slobozia. Foarte bine. Acolo la privighetoarea, când o luai pe dig încolo, îți rupeai mașina în două, deci... E adevărat, dar trebuie să vă mai spun ceva. Spuneți. Au câștigat aceste proiecte cu sprijinul Consiliului Județean Ialomița și cu bani de la primărie. Da. Cine e primar în Slobozia? Da. Tatăl lor. Cine este președintele Consiliului Județean Ialomița? Unchiul lor. Ia-o-ți, băi, nene. Câți bani au luat? 12 milioane de euro. Ți-ai de capul meu! Că au mai atras și niște fonduri europene. Unde sunt banii acum? Nu mai sunt. Ce a făcut cu banii? Nimic. Cine sunt astăzi proprietarii firmelor? Până acum au avut 6 proprietari, ultimii doi fiind fratele dumitale și numitul Gianni Orlando. Pentru că frații ăștia au vândut în fiecare an firma ca să li se piardă urma. Capiși? Auzi că te-am întrebat cu prostule. Dacă ai furat startul? Cine a furat startul, mă? Am plecat de la aceeași linie, nebunul. Du-te, mă, că ai plecat înainte, mă. Te mă la o parte, nu vezi că venim, săracule? Mă scuzați? Bă, mă, și noi ceva? O, ia! Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și râzi românește cu Las Fierbinți.